Bă, trebuie treaba e nasoală. E două jumate dimineața. Eu m-am apucat de cartea asta. Trebuia să fac toate pachetele alea. A mea doarme, ea știe că eu fac pachetele la ora asta. E dezastru în casă. Dar vreau să vă povestesc o fază de aici. Când Nuțu Cămătaru a fost mutat de la o părnaie la alta, l-au dus la Slobozia și l-au băgat pe izolare. Când a intrat acolo, a crezut că a călcat pe arici. Erau șobolan cât mâța mă în fășcura voastră și erau și uzi luarcă. De ce erau uzi? Că intrau prin wc turcesc. Câțiva au fost mușcați de coaie când se căcau. Bă, voi sunteți nebuni cartea asta te face să devii un cetățean model, să nu faci nicio infracțiune, nu-i cum zic că e pe TikTok, că justiția și-a făcut treaba, că au trei mese pe zi, că mănâncă, că ești prin Franța, Norvegia, ce niște bula, nu nu-și face treaba justiția. Băi, și mă uit aici că este povestea cu Fane Spăitoru, cu se vorbește despre uh, sa... povestea lui Salam, uh, totuși nu o să vă dau totul, să vă mai dau bucățele, că e urât din partea mea, ca eu să-mi fac content în online pe cartea lui Maticiu, care el a muncit pentru ea și a riscat să intre în lumea lor acolo. Așa că vă recomand să o cumpărați de pe t-shirt o să pun și un link aici o să pun exact site-ul cum se numește, că așa e frumos din partea mea cât îmi fac și eu contentul, uh, recomand să o și cumpărați, costă cât două pachete de țigări. Uh, dar credeți-mă că e realitatea aici. Da, o să vin să vă mai fac câteva filmulețe, că e super tare, deci pe mine mă bubuie. Vă pup!